România a fost țara care a trecut printre ultimile la folosirea calendarului gregorian și era nevoită să o facă atâta timp cât în multe alte țări se renunțase la cel iulian. Reforma calendarului era deci o necesitate avută în vedere de guvernul României, care considera că alinierea la standardele europene reprezintă o condiție a progresului și modernizării. Așadar, trecerea la stilul nou s-a făcut la 1 aprilie 1919, data de 1 aprilie, devenind oficial cea de 14 aprilie, iar diferența de 13 zile față de capitalele importante din Europa dispărea. În anii Primului Război Mondial, diferența dintre cele două calendare ajunsese la 13 zile. Din cauza calendarelor diferite, data de la București nu corespundea cu data din capitalele aliate Paris sau Londra. Astfel, ziua în care armata română trecuse Carpații spre Transilvania era 15 august 1916 la București, dar era ziua de 28 august 1916 la Paris. Instituirea calendarului gregorian vine încă din epoca medievală, din 1582, când Papa Grigorie al XIII-lea a decretat schimbarea calendarului iulian în țările catolice. Motivațiile erau de sorginte religioasă, sărbătorirea Paștelui și existența, la acea vreme, a diferenței de 10 zile între calendarul solar și calendarul fazelor luni. De atunci până în prezent și chiar până în 2100, calendarul gregorian ne va folosi la măsurarea timpului. Această diferență va dăinui până în anul 2100, când cele două calendare se vor recalcula iarăși. Iar morala poveștii noastre este că Iisus Hristos s-a născut sigur acum 2000 și ceva de ani, dar încă data nașterii sale nu este aceeași pentru toți creștinii.